Bună dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Ei bine, intrăm în luna aprilie, iar asta înseamnă că se schimbă vibrația total. Uite, avem Justiția ca și energie generală pentru luna aprilie. Este clar o lună în care se vor semna tot felul de contracte, se vor face tot felul de înțelegeri. De asemenea, Justiția vorbește despre lege, despre acel moment în care se iau decizii. Da? Nu uităm că luna aprilie este a patra lună și aici avem împăratul care vorbește despre reguli da? Avem și faetonul care este pentru acest an Asta înseamnă că e o lună aprilie cu schimbări majore pe tot ce ține de relații dragilor Fie că este vorba despre o relație de prietenie, o relație de iubire Vom vedea și schimbări bruște care apar da? Nu uităm că avem și o eclipsă o eclipsă care presupune noi începuturi, cu sau fără voia noastră. Nu uităm că avem și o lună plină în balanță, deci e clar o lună aprilie în care relațiile vor fi foarte mult impactate și vom vedea oameni care. Deodată se căsătoresc, se despart, alții, nu știu, vă despărțiți, cunoașteți pe altcineva, mergeți mai departe. Deci lucrurile o vor lua puțin razna în luna aprilie din acest punct de vedere, dar e ok că justiția vorbește despre dreptate, despre dreptate divină, despre eliberare pe de altă parte. Da? Și hai să vedem, avem 1 aprilie, magicianul, știți că e ziua păcălilor, da? și clar, magicianul e și el cu păcăleri. Uh, acum da. Avem și împărăteasa energia generală, împărăteasa care vorbește în acest context despre o zi de sâmbătă în care ne putem ocupa cu toții de casă, de familie, se simte oarecum, e seamănă energia, da, cu, uh, cu ziua de vineri, cu ultima zi din martie, doar că e diferită povestea. E ca și cum luptăm pentru dreptate, da, fie că ne apucăm și facem curat în casă, așezăm, fie că. Ne apucăm și facem mâncare, facem tot felul de lucruri de genul acesta. Alții chiar pot lua decizii importante în ziua de sâmbătă, în legătură cu starea lor de bine, în legătură cu starea lor de confort, dintr-o relație, dintr-o situație. E ca și cum luăm atitudine pentru confortul nostru, da? Simt aici să spun că luna aprilie și, în general, 1 aprilie, e ca și cum punem în practică ceea ce am stabilit prin martie. Și asta e de bine. Apoi avem 2 aprilie, Marea Preoteasă, care vorbește despre secrete, despre intuiție, dar uite că avem energia generală împăratul. Este o zi de duminică foarte bună pe rugăciune, pe meditație, însă uite că ni se cere un program foarte bine pus la punct, ni se cer niște reguli acolo pe care să ni le impunem, fie nouă, fie celorlalți. Este o zi așa în care lucrurile pot fi destul de rigide, putem intra în contact cu tot felul de oameni mai rigizi, mai ciudați, dar oamenii din jurul nostru vom vedea că vor fi așa mai stricți din fire, dar uite că din punct de vedere astrologic ziua de sâmbătă este puțin ciudată, adică pot apărea conflicte legate de bani, legate de iubire, legate de confort. Doar că lucrurile spre seară se rezolvă. Da? Ni se cere să avem curajul să facem schimbarea, ni se cere să acționăm. De asemenea, idei bune care ne vin și care ne pot scoate din povestea asta. Uite, sâmbătă seara este ok de ieșit în oraș, este o zi de sâmbătă bună să cunoști pe cineva, este un moment bun să te vezi cu persoana iubită. Și da, vom vedea foarte multe întâlniri în ziua de sâmbătă să faci ceva pentru plăcerea ta, pentru bucuria ta. Ziua de duminică 2 aprilie, uite, în prima parte a zilei lucrurile se mai liniștesc, da, să fac drumuri, de asemenea duminică 2 aprilie. Acum fie vom fi cu toții mai matinal, fie vom fi mult mai energici, vom dori să comunicăm, să ne plimbăm și chiar ar fi bine să facem asta, chiar să facem o plimbare într-un loc nou, unde n-am mai fost până acum. Chiar ne-ar ajuta cumva de pe la amiază deja fie ne pregătim pentru următoarea săptămână, ne apucăm de muncă, fie mai avem treburi prin casă, fie începem să ne concentrăm mai mult pe starea noastră de sănătate. Și uite că tot duminică, undeva seara, e bine să fim foarte atenți pe sănătate, dar și pe muncă. Cumva ceva nu facem bine undeva anume și de asemenea tot duminică seara. Uite că e un moment în care Putem să avem curajul să dăm așa față în față cu trecutul, putem să avem curajul să. Acționăm într-un mod diferit, da. Bun. Mulți o să vreți să gătiți, da foarte mult duminică după amiază, da, sau să ieșiți foarte mult la restaurante. Da, cam atât în mare parte, hai să vedem și fiecare zodie ce face, te invit să asculti și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și acestea fiind spuse, hai să vedem aici ce se întâmplă. Zodia Berbec, dragi Berbeci, pentru voi este un weekend foarte interesant, în primul rând. Sâmbătă pot apărea în conflicte în relația cu un copil în relația cu persoana iubită pe acolo, ceva nu e în regulă. E ceva ce te scoate din zona de confort, pot apărea cheltuieli neprevăzute și uite că spre seară lucrurile se rezolvă zvinție niște idei bune sau, știu eu, ajut pe cineva, oferi un sfat unei persoane. Dacă vrei să ieși la o întâlnire, sâmbătă seara e superb, tot înainte. Dacă ești verbec și, să spun așa, vrei să te ocupi mai mult de copilul tău, de persoanele apropiate ție, la fel, duminică seara e foarte, foarte ok. 2 aprilie, ziua de duminică, prima parte a zilei este bună pentru tine, să comunici, să te simți bine, să faci drumuri. Uite, din a doua parte a zilei de duminică te vei concentra foarte mult pe sănătate, și chiar atenție pe sănătate și atenție pe activitățile pe care le faci, fie că sunt treburi prin casă, fie că sunt lucruri mai importante. Atenție și uite că, tot spre seară, fie primești o veste bună legată de o problemă din familia ta, fie te apuci și repar ceva prin casă, te apuci și iei atitudine într-o situație. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. Wow, Luna! O legătură cu zodii de apă, rac, scorpion, pești, patru de monede. Dragi berbeci, tare sigur sunteți voi pe o situație în privința căreia nu prea aveți toate detaliile. Acum, da, dacă intuiția vă spune o chestie, tot înainte. Aveți legătură cu o persoană foarte sigură pe ea, este o persoană puțin mai dificilă. Apoi avem aici uh, cavalerul de băte pentru tine, da? Cavalerul de băte care vine cu multă energie, cavalerul de băte care vine cu mult entuziasm, cu o veste bună, o petrecere. Apoi avem valetul de monede. Intri în contact cu o persoană care studiază sau uite că în acest weekend ceva ți atrage atenția și te pus și studiezi. Uh, mai în uh, mai în amănunt, la o vreme de seară, poți să cunoști pe cineva, se poate naște o idilă, se întâmplă acolo o chestie frumoasă. Da? chiar afli niște lucruri interesante. Zodia taur dragi tauri pentru voi, uh, ziua de sâmbătă este foarte interesantă, dar apar conflicte în casă, în familie și vedeți că de la voi pleacă toată povestea. Uh, e bine să mai lăsați puțin lucrurile să mai purgă de la sine. Până la urmă sunteți ajutați, uite că spre seară vă vin idei, vă apucați și sunteți foarte mult concentrați pe viața voastră privată, casă, familie, știu eu, persoane din trecutul vostru care reapar, aveți o intuiție foarte, foarte bună undeva sâmbătă seara, iar de asemenea unii tauri puteți să luați niște decizii foarte, foarte interesante și foarte importante. 2 aprilie, ziua de duminică, vine pentru tine cu niște discuții, niște secrete, niște lucruri neprevăzute care se întâmplă acolo în jurul tău, niște vorbe pe care le primești, niște lucruri interesante legate fie de persoana iubită, fie legate de un copil. Și uite că discutăm, dragi tauri, și despre eventuale conflicte care pot apărea duminică seara în cadrul unei relații atunci când vine vorba de viitor, pentru că voi vreți ceva mai stabil, vreți ceva mai concret și nu știu cât e dispus omul ăla să-ți ofere. Acum, dacă ești tauri și vrei să ieși la vreo întâlnire, vezi că nu e ok uh, duminică seara să faci asta, da? pentru că pot apărea știu eu uh, divergențe de opinii, tu să vrei ceva de la viața ta, persoana aia să dorească cu totul altceva, da. Și uite că lucrurile se rezolvă, e o rudă, e un vecin, e cineva acolo care te ajută. Uh, vezi că ziua de duminică, nu știu, e foarte importantă pentru tine să te simți bine, să te simți împlinit. Șapte de bâte și marea preoteasă. Dragi tauri și voi sunteți foarte curajoși și voi vă susțineți foarte mult punctul de vedere. Poate să apară o provocare. Iar apoi avem 5 de bâte care vorbește despre o discuție în contradictoriu, poate să fie și un weekend puțin agitat, dar nu e nevoie să se întâmple ceva negativ. Pur și simplu tu ești agitat, tu cu tine, Apoi avem Regina de Monede, care vorbește despre abundență, despre bani, despre confort. Deci este un weekend foarte bun pentru tine în care vei reuși să-ți... Să-ți aduci această stare de confort în viață, acea siguranță pe care tu ți-o dorești, pentru că, uite, e clar aici că justiția are un rol foarte important pentru tine, că tu îți dorești liniște, îți dorești pace, îți dorești armonie. Zodia Gemeni, dragii mei Gemeni, pentru voi este un weekend în care ar fi bine să fiți foarte atenți pe drumuri, în relația cu vecinii, în relația cu rudele, pe acolo pot apărea chestii ciudate. Surprize din partea persoanei iubite, surprizei din partea unei persoane care e la distanță de voi, apar discuții în contradictoriu, nu știu, tu crezi ceva, persoana de lângă știu eu crede altceva și atenție pe drumuri în prima parte a zilei de sâmbătă. Uite că spre seară primești un ajutor din partea unui prieten sau din partea persoanei iubite. Se mai rezolvă lucrurile pentru că începi să vezi viitorul mult mai clar, fie într-o relație, fie într-o prietenie, fie în general în viața ta. Uh, ai un noroc acolo, ai un ajutor și uite că 2 aprilie ziua de duminică te găsește foarte dornic să comunici, da? să spui lucrurilor pe nume, o să vorbești mult, o să ai treabă, uh, drumuri pe care le faci sau știu eu musafiri care îți vin în vizită uh, duminică dimineață, să vorbești cu niște rude la telefon. Uh, uite că cumva în a doua parte a zilei de duminică te vei concentra mai mult pe casă, pe familie și vezi că e un moment așa ciudat, e ca și cum ești prins și cu niște activități la muncă, ești prins și în casă. Azi, GM, vreau să vă definiți puțin statutul vostru, să vedeți și voi în ce situație vă aflați. De asemenea, vezi că soluția vine prin niște bani, prin niște cumpărături, uh, atenție în ce investești, iarăși, da? E ca și cum cineva îți oferă o siguranță acolo, printr-un proiect, printr-o înțelegere, printr-un plan de viitor. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. La baza pachetului avem spânzuratul și arcana majoră moartea, o legătură cu zodia pești, zodia scorpion. Dragi gemeni, e un weekend în care sunteți prinși aici într-o transformare sau pur și simplu aveți foarte multe lucruri de făcut. Este un weekend aglomerat pentru voi, dar nu neapărat negativ, pentru că e clar aici că voi vreți să faceți o schimbare. Nebunul vorbește despre un nou început, despre mult curaj, despre multe surprize care apar pentru tine în acest weekend, surprize care te vor determina să vezi o situație dintr-un alt punct de vedere. Poate să apară o nouă persoană, iar unii gemeni puteți să aflați de un copil. Fie, nu știu, un prieten, un vecin, o rudă, cineva urmează să nască un copil sau știu eu, poate e vorba de un proiect pentru alții. Apoi avem 10 de cupe. Casa și familia sunt foarte importante pentru tine, multe emoții în acest weekend, musafiri care îți în casă, dar uite că lucrurile se schimbă radical pentru tine în acest weekend. Cu siguranță luna aprilie va fi cu schimbări, în general. Zodia Rac. Dragii mei, raci, pentru voi este un weekend, cel puțin în prima parte, mai exact ziua de sâmbătă. Acolo vezi că pot apărea niște conflicte, fie într-un grup de oameni din care faci parte, fie este vorba despre niște cheltuieli care apar și nu-ți plac, însă pe de altă parte, dacă vrei să stai cu persoana iubită, sau dacă vrei să ai niște discuții serioase, nu prima parte a zilei de sâmbătă, pentru că există foarte mare risc de conflict, că veți avea viziuni diferite. Mai mult decât atât, uite, o relație cu o prietenă sau o ceartă cu o femeie poate să apară. În a doua parte a zilei ești foarte bine susținut pe a te afirma le spune lucrurilor pe nume și uite că iei tu o decizie sau lucrezi la ceva, faci ceva și ți iese foarte, foarte bine. Pot veni și bani pentru tine în weekend, de ce nu? Mai mult decât atât, 2 aprilie, uite, e un moment bun pentru tine să-ți exprimi punctul de vedere, e un moment bun să ai niște discuții serioase, o negociere, Poți intra în contact cu persoane din trecutul tău și a doua parte a zilei de duminică te găsește pe drumuri, vrei să faci tot felul de plimbări, vrei să comunici, vrei să înveți. Atenție puțin pe studii și pe axa cunoașterii, axa drumurilor în ziua de duminică, undeva spre seară. Uite că soluția vine de la tine. Da? Soluția vine de la tine și anume ți se cere să ai curajul să acționezi într-o situație. Temperanța, șapte de monede. O legătură cu zodia săgetător. Ia aici ceva, o așteptare. Fie trebuie să te împarți în două direcții, fie este un weekend în care ai cam obosit să așa să tot aștepți ceva anume. Și văd aici șase de spade, un drum pe care îl faci sau cineva care face un drum către tine. O schimbare. Apoi, patru de spade văd că vrei să te relaxezi în weekend, vrei să te simți bine. Patru de spade vorbește despre odihnă, despre un moment în care poți să te refaci. Uite, poți să te simți mai bine asta dacă ai o problemă de sănătate în acest weekend și asta e ok. Zodia leu. Dragii mei, lei pentru voi este un weekend în care sunteți în centrul atenției, doar că în prima parte a zilei de sâmbătă pot apărea conflicte în relația cu persoanele cu autoritatea asupra ta. E ceva acolo care nu e în regulă, fie cu o rudă, cu sora ta sau știu eu cum frate, cu cineva din anturajul tău, din viața ta, acolo apar conflicte și mai mult decât atât, uh, surpriză pe care le ai din partea uh, partenerului de viață, din partea cuiva, deci prima parte a zilei e puțin agitată, iar dacă ai de lucru, vezi, nu te băga în discuții cu uh, șefii că nu e ok. Uh, spre seară ai foarte multă intuiție, ești foarte bine susținut și uite poți să găsești niște soluții absolut geniale la o problemă legată de plăcerile tale sau la o problemă legată de un copil, legată de uh, o afacere. 2 aprilie, e ziua de duminică. Uite, prima parte a zilei este bună, comunici foarte mult cu prietenii, cu persoanele aflate la distanță, ai niște discuții inteligente sau studiezi ceva, citești un articol, te uiți la un documentar spre după amiază vezi că primești bani sau te vei concentra foarte mult pe valoarea ta, pe zona aceasta materială, te apuci și faci mâncare, te apuci și faci ceva. Vezi că apar niște cheltuieli, da, duminică sau apare o tensiune legată de axa valorilor. E ca și cum din nou conștientizezi că nu prea se merită ceva ce faci acolo. Tot duminică vei avea o surpriză din partea unei persoane care E din familia ta și care e cumva la distanță de tine, sau uh, vei avea acolo tot felul de surprize legate de trecutul tău. Cineva care îți dă bani, cineva care te ajută să rezolvi o problemă. Hai să vedem, dragile, ce faceți voi. 5 de monede. Doi decupe, Da, unii lei vă simțiți așa abandonați într-o relație, nu vă simțiți iubiți sau uh, nu vă simțiți bine. Atenție pe sănătate, în mod special în acest weekend pot apărea probleme financiare pentru alții dintre voi, dar eu mai mult cred că e ceva la nivel emoțional. Simțiți că partenerul nu vă oferă suficientă atenție sau e cineva acolo care știu eu uh, nu, nu vă oferă tot ceea ce vreți. Și avem șase de monede, niște cheltuieli care pot apărea în acest weekend, dar văd aici și niște bani pe care tu îi poți primi se rezolvă ceva, mergi la cumpărături împreună cu o persoană. Apoi avem 8 de cupe, se pare că te vei hotărî să renunți la ceva, să închizi ceva în viața ta cu acest 8 de cupe în acest weekend, iar unii lei e posibil să mai renunțați la anumite cheltuieli sau dacă v-ați programa niște activități, la un moment dat e posibil chiar să renunțați la ele. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi este un weekend cu foarte mari surprize, luați și nu vă aruncați cu capul înainte pe vreo undeva. Pentru că apar tot felul de situații ciudate, uite, prima parte a zilei de sâmbătă vine cu niște conflicte legate de străinătate, spiritualitate, uh, știu eu, persoane cu studii superioare, pe acolo lucrurile nu prea sunt ok, adică ți se spune, uite, mai lasă teoriile pe care le ai și deschide-te în fața unor, unor noi chestii, da? Uh, e ca și cum ți se cere să înveți o altfel de, de teorie, uite că pentru tine seara zilei de 1 aprilie te găsește foarte prins în relația cu rudele. Foarte prins pe casă, pe familie, fie îți vin persoane în vizită, fie se întâmplă ceva acolo, afli de o persoană din viața ta că a făcut o schimbare sau s-a rezolvat ceva. Se pot relua niște discuții legate de o transformare în casă și în familie, fie că te muți, fie că apar schimbări în general în familia ta, că apar persoane noi, dispar persoane, dar și trecutul bate la ușă. Dar atenție mare, dragi fecioare! 2 aprilie, ziua de duminică, prima parte a zilei, uite, te găsește pe drumuri, faci niște drumuri, dar nu știu, ori dai mulți bani, ori e un drum intens, e un drum cu multe emoții, ceva acolo se întâmplă pentru tine, să e un drum pentru sufletul tău, pentru tine, în general vorbind. Și niște discuții intense pe care le poți avea, nu sunt neapărat negative, atenție. De asemenea, uite, în a doua parte a zilei de duminică te simți mai energic, te simți mai bine, luna intră în zodia ta. Și uite că undeva spre seară pot apărea conflicte în relația cu ceilalți. Da? Pot apărea discuții în contradictoriu și așa mai departe. Poate în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, niște idei diferite legate de o afacere, legate de ceva anume și uite că soluția pentru tine vine din partea unui prieten. E un prieten puternic care te ajută, e cineva care te ghidează, cineva care ți este alături într-o situație. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Ce faceți voi? Da, spre seară cineva vă poate cere ajutorul în ziua de duminică. Trei de băte și judecata, o decizie pe care o iei aici legată de un drum, legată de o călătorie. Multe discuții pe care să știi că uite, le poți avea în acest weekend și te poți elibera odată din acele tensiuni pe care le ai, că e ceva acolo din trecut care te supără pe tine și nu e ok. Da? Da, e un weekend în care vei da dovadă de autenticitate, de sinceritate. 5 de monede. Fie abandonezi ceva în acest weekend, cinci de monede vorbește și despre o problemă de sănătate sau despre o problemă financiară care poate să apară. Apoi avem cavalerul de spade discuții în contradictoriu, dragi fecioare și cavalerul de spade vorbește despre drame, despre uh, discuții rapide, evenimente asupra cărora nu prea putem noi să intervenim. Da. Vezi că judecata aici te eliberează dintr-o poveste legată de familie, da? Legată de casă, e ceva legat de un copil, de un nou început, de o nouă etapă pentru alții dintre voi. Foarte interesant. Zodia balanță. Dragi balanțe, e un weekend în care fie petreceți, fie este un weekend în care. Uh, sunteți uh, înconjurați de mulți oameni și nu prea e cu voia voastră că nu prea vă place povestea asta. Ei, dragi balanțe, vedeți că în prima parte a zilei de sâmbătă apar acolo niște conflicte legate de un proiect, legate de viitorul vostru. E ceva ce vă vizează în mod direct. Uh, de asemenea, surprize și conflicte care pot apărea în prima parte a zilei de sâmbătă în relația cu persoana iubită, ceva legat de o afacere, sunt niște reacții ciudate legate de mesaje, legate de vești care te surprind extraordinar de mult. În relația cu prietenii, la fel, ceva acolo nu e în regulă. Însă, uite că spre finalul zilei de sâmbătă e un moment bun să ai o discuție cu cineva. E un moment bun să. Te întâlnești cu persoana iubită, să-ți programezi o întâlnire, să ieși undeva, e ok sâmbătă seara, pentru că uite, poți să cunoști pe cineva Atunci lucrurile sunt mai liniștite și uite că ai ocazia să-ți rezolvi problemele da? Hai să-ți mai spun ceva, justiția e cartea ta în tarot da? E cartea ta în tarot și, în general, ceea ce se va întâmpla pe cer, atât, e, atât luna plină cât și eclipsa, da? ambele vorbesc despre relații Și acum, da, fie că vrei, fie că nu vrei, pe acolo ceva se schimbă Uh, și justiția mai ales e cartea ta în tarot, deci luna aprilie e despre tine în mod special. Bine că se adună planete prin taur, asta e partea a doua, dar măcar te eliberezi. Uh, revenind, 2 aprilie, uite, prima parte a zilei este bună, faci un plan cu cineva, ieși undeva, ai niște discuții interesante, discuții elevate și uite că se reiau niște drumuri sau uh, cineva pe acolo îți spune niște vorbe frumoase. Uh, ideea este că ceea ce programezi este cam aglomerează, pentru că din a doua parte a zilei de duminică îți vei pierde așa din energie, nu mai ești la fel de energic, nu, ești, mă rog, nu mai ești la fel de bine susținut și uite dacă vrei, da, duminică seara te poți odihni foarte bine, doar că uite undeva spre după amiază pot apărea conflicte legate de sănătate sau legate de muncă, dar vezi că sunt niște chestii pe care trebuie să le faci prin casă, care fie apar într-un mod neprevăzut, fie pentru alții atenție pe sănătate, spre seară uite că apare o soluție, dar care cumva te provoacă da? și soluția vine prin a lua niște decizii legate de o instituție publică, de o persoană cu autoritate, de cariera ta, de o relație oficială, de un părinte și așa mai departe. Pe acolo vine, vine soluția, dar este total surprinzătoare pentru tine. Să vedem, dragi Balanțe, și tarotul ce transmite, ce trebuie să știți. Hai să vedem. 7 de monede. 3 de cupe. Asul de monede, dragi Balanțe. Uh, cred că ceva de genul era și citirea pentru următoarea săptămână. Probabil deja simțiți energiile unii dintre voi. Este un weekend în care apare acel element care îți lipsea da? și care aduce bucurie, aduce armonie. Însă uite, este un weekend în care vei analiza foarte mult trecutul sau primești o veste bună legată de bani da? pentru unii. Apoi avem temperanța, o legătură cu un săgetător, dar este și un weekend în care va fi nevoie să te împarți între două direcții, două petreceri, două întâlniri. Tot cumpătarea poate să vină și cu vindecare pentru unii dintre voi, dar și cu un compromis, cu o pace, cu un echilibru pe care tu reușești să-l găsești. Apoi avem roata destinului. Hai că te prinde din urmă luna martie. Roata destinului vine cu niște decizii importante, dar sunt decizii legate fie de niște prieteni. Văd aici un grup format din trei oameni sau ești indecis într-o situație. Roata destinului vine cu noroc, vine cu bucurie. Da? Se pare că stai și cântărești ceva și până la urmă iei o decizie. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, hai că e un weekend în care voi străluciți de-a dreptul, doar că prima parte a zilei de sâmbătă vine cu niște conflicte în relația cu partenerul de viață. Conflicte în relația cu o rivală, cu o persoană. Apar discuții, apar tot felul de chestii acolo ciudate pentru tine și bineînțeles că discutăm și despre acte, da? pentru că pe acolo pot apărea probleme. Probleme legate de bani, probleme legate de iubire, de acte, deci pe acolo apar conflicte, dragi scorpioni, în special și în relația cu persoanele cu autoritatea asupra voastră, niște deci de reacții ciudate. Uite că undeva sâmbătă seara te vei preocupa de casă, de familie, te vei preocupa de tine, reușești să te simți bine, să te simți apreciat, poate chiar te răsfeți cu o baie fierbinte, știu eu. Alți scorpioni parcă aveți de lucru sâmbătă seara și e ok pentru că veți reuși să faceți ca lucrurile să funcționeze. 2 aprilie, ziua de duminică, vine cu niște discuții acolo destul de intense, mai ales de dimineață, legate de a-ți planifica ceva pe săptămâna viitoare sau uh, despre o întâlnire cu niște prieteni, despre niște rude care îți vin în vizită. Și uite că nu știu cât de mult îți convine povestea, dar uh, undeva în a doua parte a zilei de duminică Ești într-o adunare de oameni, fie ești în oraș, într-un loc unde sunt mulți oameni, mergi la un concert sau stai mult pe internet, pe acolo te concentrezi. Vezi că duminică seara apar conflicte în relația cu persoana iubită sau în relația cu un copil, sunt niște discuții în contradictoriu, sunt niște chestii pe care tu trebuie să le înveți, fie că vrei, fie că nu vrei. Și uite că soluția vine prin a avea încredere în intuiția ta și prin a avea curajul ăla să te rupi și să renunți la niște chestii, da? Adică trebuie acolo niște, niște discuții foarte serioase. Soluția poate să vină din străinătate, poate să vină din zona studiilor superioare. Poate să vină din partea persoanelor care cumva studiază la nivel înalt. Hai să vedem, dragi scorpioni! Ce faceți voi? Avem aici cavalerul de uh, cupe, da, cavalerul de cupe. Valetul de cupe, 8 de cupe, dragi scorpion, dar tare sensibil sunteți că vă simțiți blocați într-o situație. Uh, fie este vorba despre o relație secretă, fie este vorba despre un weekend în care sunteți extraordinar de sensibil. Apoi avem îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, dar și o decizie importantă pe care tu o vei lua în acest weekend legată de o relație legată de iubire legată de sufletul tău roata destinului și pentru tine. Poate ai legătură cu vreo balanță, pentru că roata destinului a ieșit și la ei mai devreme pe o poziție finală, dar într-un alt context. Roata destinului vine cu un sfârșit, da? vine cu o decizie, dar uite că vine și cu un noroc, da? o eliberare pentru tine. Pentru că ți-am spus, te văd aici destul de blocat. Chiar un weekend foarte bun. Zodia Săgetător. Dragi Săgetători, pentru voi Prima parte a zilei de sâmbătă poate să vină cu niște conflicte, adică una a știut în teorie și alta e cu practica și nu prea îți convine povestea, e vorba despre un cerc de prieteni, de niște planuri pe care ți le-ai făcut și care pot fi ușor perturbate, poate să fie și o discuție în contradictoriu în relația cu rudele pentru alți săgetători, faceți ceva în comun, faceți mâncare împreună, ești la un grătar, nu știu, și apar discuții. Spre seară lucrurile se liniștesc și uite că îți vin niște idei bune, de asemenea spre seară ești apreciat, ești lăudat, te simți bine, ești în centrul atenției, poți să-ți programezi o întâlnire cu persoana iubită sâmbătă seară pentru că o să fie foarte, foarte interesant sau poți să ieși în oraș, să cunoști pe cineva și mai mult decât atât, 2 aprilie, ziua de duminică, vine pentru tine cu niște discuții extraordinar de pozitive legate de oficializarea unei relații, legate de un proiect, legate de o activitate pe care o faci împreună cu o persoană dragă ție. Iar a doua jumătate a zilei de duminică te găsești foarte concentrat pe carieră, pe viața ta, poate deja te apuci și te pregătești pentru următoarea săptămână, doar că apar și niște chestiuni din casă. Trebuie să mai faci ceva pe acolo, mai apar lucruri de făcut și nu prea îți place povestea. De asemenea, uite că în a doua parte a zilei de duminică, undeva spre seară, vine o soluție pentru tine prin a accepta o închidere. Da? Cam asta e povestea. Trebuie să accepti o închidere, trebuie să accepti o transformare. Nu e ceva negativ, doar că te va solicita destul de mult din punct de vedere energetic. Apar activități suplimentare, îți vin idei bune, dar e nevoie să lucrezi la ele. Sunt niște chestii așa din trecut sau... Trebuie să accepti așa o transformare, pentru că ți-e teamă de un final, ți-e teamă de ce se întâmplă pe acolo. Da. Soluția poate să vină printr-o moștenire, știu eu, printr-o discuție. Wow, dragi săgetători, Regina de băte și 5 de spade. Păi nu prea vă simțiți băgați în seamă. Da? Sau considerați voi așa că ce se întâmplă cam nu e ok. 5 de spade vorbește despre un compromis, dar și despre o nedreptate pe care tu o simți. Fie din partea unei rivale, fie este vorba despre niște discuții așa tăioase, da? gelozie. Apoi avem spânzuratul, o legătură cu zodia pești. Este un weekend în care se ceră să ți se cere să-ți asculți intuiția și să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Spânzuratul vine cu un blocaj, dar vine și cu o suferință. Apoi avem cinci de monede, da, atenție puțin pe sănătate, dragi săgetători, în acest weekend, în egală măsură. Cinci de monede e acea senzație de singurătate, de abandon, dar uite, în acest context, mai degrabă aș merge pe a te ruga pe a merge acolo. Într-un loc sfânt sau pe a medita, pentru că 5 de monede înseamnă acel moment în care ă, banii nu mai contează da sau apar schimbări financiare. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, fie legat de o persoană mai tânără, fie legat de plăcerile tale. Zodia Capricorn. Dragi capricorni, prima parte a zilei de sâmbătă e foarte aglomerată pentru voi în general ziua de sâmbătă și uite că apar conflicte, în relația cu un copil, cu persoana iubită, într-o afacere, pe acolo ceva nu e în regulă, nu vă convine, nu vă place. Cineva face niște schimbări, cineva face niște afirmații și e legat de oficializarea unei relații sau e legat de decizia pe care copilul tău o ia în legătură cu cariera sa, în legătură cu viața sa. Și a doua parte a zilei de sâmbătă te găsești foarte concentrat pe casă și pe familie. Pe acolo se închide ceva, pe acolo se întâmplă ceva important. Adică se cere să accepti și tu toată, toată povestea asta, fie că ești prins în niște activități, îți vin persoane în vizită, fie că ești secrete la suprafață, apar tot felul de discuții din aceste ciudate. 2 aprilie, ziua de duminică, prima parte e bună pentru că vei avea de lucru prin casă sau te vei preocupa mai mult de sănătatea ta, de viața ta. Înveți ceva, ai o discuție acolo frumoasă legată de spiritualitate, legată de niște studii. Apoi, sau de străinătate. Tot ziua de duminică, în a doua parte, uite, te găsește mai liniștit, că începi și tu să te simți mai bine. Doar că pot apărea discuții în contradictoriu sau pot apărea conflicte legate de drumuri. Da? Soluția, uite, poate să vină mai spre seară din partea unei persoane, fie din casă, din familie, fie din partea unei persoane din trecut, din partea unui prieten. E cineva acolo care te ajută, cineva care îți oferă sprijin. Dar te-aș recomanda să-ți asculti foarte mult și intuiția. Împărăteasa, 9 de monede, 4 de spade. E ca și cum ești într-un concediu, ești într-o vacanță, te odihnești. O legătură cu zodia taur, zodia balanță, 9 de monede, bani, abundență, confort, Încep să ai o mai mare încredere în tine, pot apărea și cheltuieli pentru alții. 7 de monede vorbește despre faptul că te uiți așa spre trecut sau stai și ți faci un calcul în legătură cu economiile tale, în legătură cu banii pe care i ai și tot șaptele ăsta de monede să știi că vorbește despre liniște, da? o legătură cu o moștenire, cu de bunuri pentru alții. Apoi avem regele de monede, dragi capricorni, dar e un weekend în care banii sunt importanți pentru voi. Uh, e un weekend în care partea asta materială e extrem de importantă. Unii nu știu, aveți ceva de făcut în familie, faceți curățenie, mâncare, faceți cumpărături, aveți decizii importante de luat, dar sunt lucruri legate de confortul vostru și poate ar fi bine să acționați, poate ar fi bine să vă detașați. Eu nu văd chestiuni negative, ci pur și simplu un weekend puțin mai aglomerat. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi ziua de sâmbătă, în prima parte, poate să vină cu niște conflicte. În relația cu membrii familiei, cumva sunt, sunt sunt idei diferite sau dacă stai în aceeași casă cu partenerul, acolo apar niște conflicte. De asemenea, chiar și tu vei reacționa într-un mod surprinzător în legătură cu ceilalți. Vezi că tu ești cel care inițiază povestea, da, e o schimbare, e ceva acolo, o veste rapidă, doar că undeva Sâmbătă seara, lucrurile se rezolvă printr-un drum, printr-un ajutor, prin printr-o persoană apropiată de tine. Lucrurile se rezolvă printr-un drum, printr-o discuție și asta e ok. Apoi, a, 2 aprilie, ziua de duminică, uite, te găsești făcând un drum împreună cu cineva sau porți o discuție interesantă, o discuție frumoasă, fie cu un copil, fie cu persoana iubită, deci ceva de genul acesta, faci tu ceva ce îți face plăcere. Bineînțeles că a doua parte a zilei de duminică te găsește foarte, foarte mult concentrat pe tot felul de lucruri și se aglomerează programul și începe tensiunea și uite că apar niște chestii în contradictoriu legate de bani, da? fie niște cheltuieli, fie o tensiune financiară, fie pentru alții e ceva legat de axa aceasta a valorilor, că pe acolo ceva nu e în regulă și uite că soluția pentru tine vine prin muncă, soluția vine prin sănătate, soluția vine prin a acționa, dragi, dragi vărsători, prin a lua lucrurile așa încet și sigur. Sau o rudă te poate ajuta, știu eu, 5 de spade și puterea, dragi vărsători, ce faceți? 5 de spade vorbește despre un compromis, despre o nedreptate, puterea, o legătură cu Zodia Leu, dar aici e cu ceartă pentru unii, să știți. Da, pare rău să o spun, dar e. E, pentru că fiecare are idei diferite, văd aici. Cineva vrea să se impună Apoi avem Marele Preot O legătură cu Zodia Taur Poate e o persoană care te ajută Dar Marele Preot vorbește despre un angajament serios pot fi discuții de genul acesta. Alți vărsători, nu știu, vedeți că partea aceasta de credință v-ar putea ajuta și să acționați cu principii, cu etică, cu morală. Da? Șapte de spade, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine cu șaptele astea de spade, însă poate ar fi bine să ieși dintr-un compromis, să ieși dintr-o poveste. Zodia Pești. Dragi Pești, pentru voi ziua de sâmbătă, mai ales în prima parte, Uh, vedeți că vine cu niște probleme legate fie de sănătate, fie niște activități cu niște rude, vă vin niște musafiri și nu aveți chef de ei și nu știți cum să scăpați, uh, aveți drumuri de făcut și nu aveți niciun chef, alții chiar încă mai aveți de lucru și iar nu vă place povestea. Uh, intrați în contact cu rude pe care nu le-ați mai văzut de mult, cu persoane dragi vouă, surprize, secrete care apar. Dar spre seară lucrurile se mai liniștesc și uite că vei fi foarte mult apreciat pentru ceea ce tu vei face. Vei ieși foarte bine dintr-o situație, vei ieși uh, în evidență. E ca și cum îți dai seama că e cazul să te mai pui puțin pe primul loc și faci niște lucruri pentru tine, pentru sufletul tău. Cheltui niște bani pentru o plăcere sau pentru ceva anume. Dar atenție, totuși, și pe sănătate. 2 aprilie, ziua de duminică, prima parte e bună pentru că te primești niște vești bune din partea unor persoane dragi ție, din partea celorlalți, ai niște discuții așa frumoase la cafea și în a doua parte a zilei de duminică, atenția ta cade pe relații și aici o să intri în contact cu tot felul de oameni, fie că vrei, fie că nu vrei și uite că duminică seară pot apărea conflicte în relația cu ceilalți și e ceva ce te vizează în mod direct, pot fi prieteni, pot fi persoane din anturajul tău și uite că soluția pentru tine vine prin fie prin a renunța la o relație, fie soluția pentru tine vine prin ideea aceasta de a te valoriza mai mult, de a oferi mai mult pentru tine. Fie că e vorba de timp, fie că e vorba de bani. Deci pe aici e, e soluția pentru tine. Prin a aborda lucrurile într-un mod diferit. Din partea unui copil, din partea persoanei iubite, pe acolo vine sau nu știu, faci ceva și te distrești, te simți bine. Și acolo lucrurile sunt ok. Apoi, roata destinului, avem aici și 8 de cupe. Da, dragi pești, wow, și cu 5 de cupe. Păi, în sfârșit, lăsați și voi trecutul asta în urmă. Se întâmplă ceva ce nu-ți place, da, sau e un eveniment care te, determină să renunți la o anumită activitate, să renunți la anumite idei, sau pur și simplu spui, gata, m-am săturat, las tot ce era în urma mea și îmi văd de drum. Apoi avem Marea Preoteasă, o intuiție foarte mare pe care tu o ai în acest weekend și tot Marea Preoteasă Vine, vine și cu niște secrete pe care le poți afla. Apoi avem aici valetul de băte niște activități noi pe care le faci tu cu tine. Doar că valetul de băte poate să însemne și entuziasm, vorbe bune pe care le primești, dar și o atitudine pozitivă pe care tu o vei avea asupra vieții, fie în urma unei experiențe spirituale, fie să spun așa, în urma unor secrete pe care le afli sau în urma unor informații. E ca și cum vrei să devii mult mai vocal. Da? Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru weekend, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la filmările pentru următoarea săptămână, 3-9 aprilie, pentru că este o săptămână cu lună plină, o săptămână în care Mercur intră în Taur, se ceartă cu Pluto și se întâmplă multe. De asemenea, vă invit la filmările pentru luna aprilie, pentru că este o lună cu schimbări pentru toată lumea, și vă invit cu drag și la previziunile pentru anul 2023, atât partea de astrologie, cât și partea de tarot. Iar cei care doriți să vă alăturați acestei comunități, apăsați butonul alăturate și acolo aveți toate detaliile, cum anume să vă alăturați comunității și acolo aveți acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru toate citirile de până acum. De asemenea, te invit cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like. Aceste funcții sunt gratuite pentru toți. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de un weekend cât mai frumos.